Bună seara și ne bucurăm că ne reîntâlnim în această seară. Avem o grupă de oaspeți mai speciali în această seară la Betania în Timișoara. Este o grupă mult mai mare care a fost invitată și este condusă de Corina Ruja, care ne va spune câteva cuvinte despre cei care au venit, câți au venit, cine sunt, ce veți face aici, așa mai departe. Am venit de la București. Suntem elevii ai Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Eu sunt diriginta lor și am venit 31. Una din următoarea întrebare a fost ce vom face aici. Da. Sabatul ăsta ne-am gândit că vom vorbi despre schimbare. Despre schimbare. Da. Hai să-i întreb și pe ei. De ce? Spune-ne câți băieți, câte fete ați venit. Poate ne spui câteva cuvinte despre cei care sunt aici. Am venit, cred că suntem jumătate-jumătate. Nu știu, da. Sigur. Cu tot cu mine, 32, suntem jumătate-jumătate. Mai multe despre ei, îmi dai voie să le las pe ei? Dacă le dai microfonul, eu am deja două întrebări pentru ei. Unu, ce predă domnișoara dirigintă? Fizică. Fizică, ce materie frumoasă. Numai fizică? La noi la clasă, da. Și la alte clase? Și științe. Știință. Și cum vă înțelegeți cu ea? Bine. De când vă e dirigintă? Anul acesta. Și nu se pierde câteodată între voi? Ba da, dar oricum găsim repede. Da, bine. Spune-ne ceva despre voi. Toți sunteți din Muntenia? Din zona Muntenia? Nu chiar, fiecare a venit de la el de acasă, unii mai departe, alții mai de aproape, unii și din București. Sunt adunați de peste tot și... Tu de unde ești? Eu sunt din București. Din București. Și ne simțim bine împreună. Ceilalți, poți să ne spui... Tu ai rămas singurul băiat din... mai este cineva. Ceilalți, de pe unde mai sunteți? Sunteți și din Moldova? Da. Suntem și ea chiar este din Moldova. Avem și de aici, de la Timișoara, Arad. Târgu Mureș, Sibiu. Suntem adunați. Interesant. Am uitat să vă întreb ce clasă sunteți. A 10-a. A 10-a. 10-a, 10 plus 7 înseamnă că aveți pe la 16-17 ani. Bine. Cine e cel mai bătăios dintre voi care ați rămas? Să-i pun o întrebare dificilă. Eu cred că sunt. Așa, hai să-ți pun întrebarea următoare. Care este cel mai bun liceu din Adventist din România? Probabil ca nostru. Probabil. E singurul pe care îl cunosc, dar... Ai două minute să ne convingi că liceul vostru e cel mai bun liceu. Păi, în primul rând, profesorii sunt... cred că toți sunt creștini, toți sunt adventiști și avem parte de o educație de un rang superior spre deosebire de celelalte licee. Se învață carte pe bune și... Bine, dar demonstrează că se învață carte pe bune. Cu ce demonstrezi asta? Păi am avut și cred că 9 olimpiade, dar am participat la olimpiade și avem destul de bune notele, nu știu. Olimpiada pe sector sau cum? Da, cred că pe sector. Eu știu doar de olimpiada de chimie, dar sigur sunt și altele. Poftim? Am fost de cealaltă la sâmbătă și... Da. Mai ai un minut. Ok, ți-am spus de fel, ceul nostru este... Suntem din adunați în foarte multe locuri și ne trece foarte bine. Și, nu știu, e un cadru, se vede că e cadru creștin.
Se gătește tot atât de bine la cantina voastră? Da. Da? Eu nu sunt la cămin, dar mai mănânc și pe acolo și e bună mâncare. Și tu ești din București? Da. Oh. Așa, hai să vedem. Cine dintre voi două este din Moldova? Amândouă. Spuneți-mi de ce ați preferat Bucureștiul Clujului? Păi, din moment ce sunt din Moldova, mai ales din Franța, eram mult mai aproape București decât Clujul. Și am avut recomandări și mi s-a spus că este un liceu foarte bun și l-am ales pe acesta. Ok, m-ai convins mai repede decât colegul tău. Așa, hai să ne apropiem puțin de subiectul nostru. Nu-l înghesui pe Ovidiu, te rog frumos. Întrebarea mea este așa, după ce... Deci voi sunteți la un liceu vocațional, parcă îi spune, nu? Cu ce vă ajută liceul ăsta pe voi în ceea ce privește viitorul vostru? Păi, aș putea spune că mai presus de partea teoretică pe care ni se predă, ni se formează caracterele și cred că asta este mai important decât orice. Acolo învățăm lucruri mult mai valoroase. Cine v-a spus asta, că vi se formează caracterele? Nu știu dacă mi s-a spus așa direct și pur și simplu asta realizăm fiecare zi văzând cum suntem formați de diferite situații în care suntem puși și profesorii ne modelează. Dar cum simți tu că ți se formează caracterul? Avându-l ca model pe Domnul Iisus și cum este un liceu teologic, așa. Dumnezeu este pe primul plan acolo. Cum este pe primul plan? Din toate punctele de vedere. Dumnezeu este prezent și dimineața la altare și la școală, când mergem în clasă, facem altar cu clasa și la masă și seara la altar, altar cu toată școala. Uh-huh. Și este prezent și bine, simțim prezența. Bine, asta înțeleg partea spirituală, dar întrebarea mea este așa, poate mă ajută și ceilalți. Sunteți într-un liceu unde n-aveți nicio tentație sau mult mai puține decât dacă ați fi la alte licee, nu? Unde nu se fumează pe coridor, nu se droghează din dos. Cum vi se formează vouă caracterul până la urmă într-o seară? Ce ziceți ceilalți? Părerea voastră este ar ajuta ca copiii să meargă la licee sau poate la facultăți în adventiste sau e preferabil să se ducă undeva unde sunt încercați? Spui că cei de la liceu teologic, pentru ei satana e în șomaj. Nu e așa. Cred că întotdeauna pe florile care, sau iarba care e sus pe deal, o bate mult mai tare vântul decât cele din vale. Și din câte spui eu, liceul nu e pe deal. Nu e pe deal, dar elevii pot să fie oarecum pe un deal între ghilimele. Da, corect. Și eu cred că satana îi ispitește și pe ei la fel ca și pe ceilalți adolescenți sau chiar mai mult. Da. Eu nu sunt chiar convins de chestiunea asta. Hai să pun altfel întrebarea. Aș întreba un părinte. Îl avem pe Lucian. Te-ai gândit vreodată să-ți dai băieții la liceu adventist? Și dacă tu așa, văzând de la înălțimea ta, pe dealul tău, care crezi că sunt dezavantajele de a fi la un liceu adventist și care sunt avantajele? Deci, sincer, nu m-am gândit să-mi dau copiii la un liceu adventist, poate și pentru că nu este în zonă și mi-ar fi peste mână să-i duc la Craiova sau la Cluj.
Dar dacă la București, în niciun caz. Niciun caz. Dacă ar fi un liceu prin apropiere, probabil că dacă ar fi un liceu bun. Pentru că există riscul ca, mă rog, să e și greu să începi cu un proiect, cu un liceu și să fie de la început foarte bun. Da. Da? Dar dacă ar fi un liceu bun, n-aș opta pentru un liceu adventist. Da, de ce ai opta? Poate pentru mediu. Este un mediu mai curat. Corect. Moral, spiritual. Poate este o părtășie mai adâncă. Adică te poți împrieteni mult mai bine cu un coleg care este adventist decât cu un coleg care este neadventist. Deci este o părtășie mai adâncă între... Este poate adevărat. Au o identitate de adventiști acolo în liceu. Și cred că atmosfera este plăcută. Da. Ce am întrebat Corina este de fapt o întrebare pe care am mai auzit-o de la alții. Nu cumva îi desensibilizăm de ce se întâmplă în lume dacă îi trimitem la liceu? Cum răspundeți voi la acuzația asta? Te referi că în momentul în care vor ajunge la facultate le va fi greu să se integreze, că au crescut într-un alt fel de mediu? Da, și asta. Și în plus n-au atâtea, adică nu cunosc atât de bine lumea de afară și n-au anticorpii la tot felul de probleme care îi așteaptă. Nu cred că neapărat ca să reziști unei ispite trebuie ca să o cunoști foarte bine și să o fi încercat. Să da. Fi trăit în mijlocul ei și apoi să spui, da, am trăit acolo, știu ce înseamnă, nu mai vreau să fac sau nu e neapărat să ajungi acolo. Da, cum îi faceți mai puternici? Asta e ultima întrebare cu privire la liceul vostru. Cum îi facem mai puternici pe elevi? Da. Asta e destul de greu. Cred că cel mai mult ei învață prin copiere. Și dacă ei văd în profesorii lor niște profesori puternici, cred că o să fie și ei puternici. Da, mulțumesc. Încă o idee am. Cred că este foarte important profesorul, învățătorul, modelul pentru copil. Și dacă modelul este adventist și este un adventist veritabil, este un mare avantaj. Poate compensează chiar dacă profesional e mai slab pregătit. Eu aș prefera un profesor adventist autentic și mai puțin pregătit la materia, la fizică, la matematică, decât un as în matematică și un profesor nespiritual. Da. Ce veți face după ce terminați? V-ați gândit? Sunteți între a 10-a, mai aveți 2 ani. Ce veți face? Pe cine n-am întrebat? Dumneavoastră n-ați vorbit până. Păi atunci de ce mi-ați zis că amândouă sunteți din Moldova? Așa, bun. Hai să o luăm așa. Tu de unde ești? Din Teleorman. Din Teleorman. Interesant. Bun, după ce termin liceul, te gândi ce vei face? Da, aș vrea să merg la medicină. La medicină. Băieții bucureștenii, voi v-ați gândit? Da, ne-am gândit și... Voi sunteți frați? Nu. Atunci cum, gândiți împreună sau...? Ne cunoaștem de foarte mult timp și am fost și la școala generală împreună. Oh, și ne-am gândit ceva în domeniul informaticii. Farmacie? Informatice. Informatice. Așa. Știu că... Pavel ne bruiază că nu mai închide laptopul ăla. Pare că nu are nicio legătură cu specificul liceului. Dar noi, pentru că suntem la profilul real de Mate Info, ne-a plăcut asta. Mulțumesc. Și, domnișoara, te-ai gândit? Da, oarecum. Oricum mai este mult timp până atunci. La ASE, contabilitate, ar fi opțiune. Așa sunt, dacă e profil real, matematica importantă, oarecum. Da. În promo-ul la emisiunea noastră din această seară am pus un sondaj
făcut în America, în care spunea că începând din anii 90, criteriul după care își aleg tinerii viitorul este mult mai mult în favoarea banilor decât în favoarea a fi un profesionist deosebit sau a-i ajuta pe alții. Aș vrea să vă întreb în seara asta, și asta e subiectul nostru, cât de mult vă gândiți când vă gândiți la viitorul vostru, la bani? Și ce importanță credeți că are între tinerii de astăzi criteriul ăsta? Îmi aleg viitorul ca să câștig mulți bani. Ce ziceți? Tu, de pildă, că vrei să fii contabilă. Partea cu banii te-a influențat? Contabilii câștigă destul de bine dacă sunt buni. Nu neapărat. Dar trebuie să fii un contabil destul de bun ca să ajungi la performanțe, ca să ai un venit destul de bun. Nu neapărat banii. Pentru că atunci când am luat decizia aceasta nu știam exact cum și ce fel. Dar... ce te-ai gândit? Ce te-a făcut să zici, parcă... Ținând cont că și tatăl meu a avut aceeași profesie, am fost, nu oarecum influențată, dar am fost învățată de mică și am prins drag. Tata câștigă bine? Acum nu mai profesează ca contabil, ca și contabil. Da? Păi și-a schimbat meseria și tu vrei să... Da. Bun, băieții, informatica este la modă și se câștigă mii de euro fără să pleci din țară. Ce v-a făcut să alegeți domeniul ăsta? Acum recunosc. Nu prea mă gândesc la bani pentru că mama și tata mi-asigură tot ce am nevoie și acum nu mă gândesc prea mult, dar în viitor sunt conștient că banii au oarecare importanță și trebuie să îi câștig cumva. Cred că va trebui să găsesc un echilibru între a face ceea ce îmi place și a câștiga bani mulți. Nu cred că trebuie să cădem în nicio extremă. Deci pentru tine cele două criterii importante sunt să faci ce-ți place și banii. Da. În afară de asta mai e vreun criteriu? Ceea ce fac să corespundă și principiilor mele. Corect, frumos. Ne spui și tu? Da, și eu și mie îmi place informatica ca și colegului meu, Vlad, de altfel. Și pentru mine e important faptul că am ales să vin capul familiei, o să vin bărbatul în casă, să vezi că aduc bani și asta înseamnă că dacă fac ce mai ce-mi place, poate nu o să câștig atât de mult. Așa că e important și partea asta. Și banii și să fac ce-mi place. Mulțumesc, poftim. Eu așa să intervin pentru că eu am trecut de partea cealaltă baricadei. Am terminat liceul, m-am orientat spre o carieră. Lucrez la o firmă internațională, pentru că vorbeați de domeniul informaticii, care este numărul 1 actualmente. Nu o să spun numele, să nu facem reclamă. Și o vizice să spun. Când am terminat facultatea, eu eram după etapa lor. Mă gândisem ce vreau să fac. Mi-am ales o facultate să fac ceea ce îmi place. Îmi doream foarte mult să fiu profesor, că le spuneam pe tren. Mi-am dorit extrem de mult. Îmi place foarte mult să lucrez cu copiii, cu oamenii, cei care mă cunosc știu lucrul ăsta. Dar din considerente financiare, efectiv am fost nevoită să cotesc puțin și să-mi aleg ceva care să-mi permită să mă întrețin pe mine și o parte din familie. Da. În situația mea, eu mai am doi frați care stau cu mine. Și efectiv am fost silită de împrejurări să renunț la ceea ce îmi plăcea și să aleg ceva care să mă asigure nevoile de zi cu zi și eventual să pot să avansez în carieră. Am început să avansez puțin câte puțin, nu foarte mult, pentru că nici eu nu am avut foarte înaintată. Și apropo de studii, în cadrul companiei noastre se vorbește foarte mult despre motivare, despre ce faci pentru bani sau faci pentru că îți dorești să-ți faci treaba cât mai bine și unde ajungi cu lucrul ăsta. Și era făcut un studiu, cred că până la urmă o să vă spun, lucrez la Hewlett-Packard în București și era făcut un studiu printre profesioniști, pornind de la noi, din HP, Google și companiile competitoare, Dell,
IBM-ul, ce mai este. Și se constatase că cei mai importanți, cei mai, cum să spun, liderii anumitor departamente care câștigau foarte bine, care influențau decisiv luarea deciziilor în compania respectivă, își dedicau o mare parte din timpul lor acțiunilor caritabile, dar nu în domeniul în care se gândește toată lumea, dau bani la săraci și cu asta mi-am acoperit conștiința, ci efectiv își puneau timp deoparte și realizau proiectele, tot felul de concepții și idei care nu le-ar fi făcut pentru bani în compania lor, deși uneori erau plătiți pentru chestia asta. Făceau din simplu motiv că vreau să se simtă împliniți și pe alt plan decât cel material. Deja ajungi la un anumit nivel, dar neîmplinirea rămâne. Oricât ți-ai dori să-ți alegi banii, să câștigi cât mai bine, la un moment dat îți dai seama că nu ți ajunge. Oricât cariera ai, oricât câștigi, există un gol pe care nu poți să-l umpli altfel. Da, mulțumesc. Să mai întrebăm și pe domnișoara cu medicină. De ce ți-ai ales să mergi spre medicină? Păi, e ceva ce mi-am dorit de mică. Am fost, părinții mei și-au dorit lucrul ăsta pentru mine și am vrut și mi-am dorit să fac lucrul ăsta și, bine, chiar dacă a fost un vis și a fost ceva copilăresc, am continuat cu lucrul ăsta și îmi dau seama că sunt pasionată de multe lucruri, adică îmi place să citesc, îmi place de medicină, în domeniul acesta mă refer. Uh-huh. Și cred că e un punct în plus pentru asta, pentru... Scuză-mă că te țin atâta video. Te-ai gândit vreodată, adică în criteriile tale se află și dorința de a ajuta pe oameni? Da, asta a fost primul lucru. Și acum nu m-am gândit până acum la bani sau și nu cred că este primul lucru la care m-aș gândi acum, momentan. Da. Și lucrul care îmi place cel mai mult la această profesie este faptul că poți ajuta oamenii să fie, nu știu, poți să le oferi speranță, poți să oferi mult mai multe lucruri decât cu o altă profesie. Și așa poți ajuta... Da, mai tangibil pe oameni. Da. Da. Bine, noi, discuția noastră nu este dacă ne trebuie bani. E clar că trebuie să dacă muncești, să și primești ceva. Ci discuția este de ce pentru unii banii sunt cel mai important criteriu. Poftim, Ovidiu. Hai să te auzim. Am vrut să întreb încă de la început când ai pus această întrebare. Așa o pui de parcă ar fi ceva rău să urmărești o carieră care să aduce bani. E rău? Vreau asta să întreb. Paula. Nu-i rău, Ovi, nu-i rău. Da. Ia zi, Paula. Paula este tot în domeniul tehnic. Fii la telecomunicații. Când ți-ai ales, bine, la... cel puțin pentru mine, domeniul telecomunicații e mai mult de băieți. Apropo, cât la sută din colegii tăi sunt băieți? 75. 75, atunci ai nimerit-o. Când tu ai ales domeniul ăsta, la ce te-ai gândit? Oricum mă gândeam să fac ceva tehnic, am făcut mate info și vreau ori calculatoare, ori telecomunicații. Și am ales telecomunicațiile pentru că mi s-a părut mai interesant, nu prea știam ce înseamnă. Facultatea de telecomunicații și electronică. De electronică chiar nu aveam niciun habar, dar acum am reușit până la urmă să ajung la secția de telecomunicații pentru că ne-am împărțit. Pot să spun că îmi place, nu știam. N-am fost foarte la curent cu ce se întâmplă, cât de plătite sunt persoanele care termină facultatea asta, dar acum sunt mulțumită de decizia pe care am luat-o. Acum ai aflat cât de da. Sunt, nu? Bine. Hai să pun așa întrebarea următoare, ar fi noi față în față cu materialismul. Credeți că generația noastră și a voastră ne dorim mai multe decât și-au dorit părinții noștri la vârsta noastră? Și dacă da, de ce e așa? Adică hai să începem așa.
Ce credeți părinții când aveau vârsta voastră? Cam ce visuri aveau în domeniul material? Ce își dorea? Te auzim. Vedeți că este o clasică frază prezentă pe buzele oricărui părinte. Se mai vede prin filme sau și așa în viața de zi cu zi? Vreți? Da. Se uită în ochii copilului. Eu vreau să-ți ofer ceea ce nu mi-au oferit părinții mei. Da. Și e o chestie progresivă. Dacă bunicii nu-i oferi mamei nu știu ce și-ar fi dorit, ea vrea să mă ofere mie. Mama mea mi-a oferit, dar poate îmi doream altceva sau îmi doream mai mult și eu vreau să-i ofer copilului meu mai mult. Copilul meu îi va oferi nepotului meu mai mult. Și este un, cum să zic, o chestie infinit progresivă. Toată lumea vrea să ofere mai mult, mai mult, mai ce mult. Ce crezi că își dorea tatăl tău când avea vârsta ta? Ce dorea tatăl meu când avea vârsta mea? Ce își dorea? Din punct de vedere material. Poate un cal. Că nu erau mașini așa la tot. Ba, cred că sau era. O dace. Ba, că era sigur, era o dace. Poate da. O dace. Așa. Sau, ce să zic, nu știu. Și tu ce-ți dorești? Acum? Da. Nimic. Nimic? Drăguț. Nu, din punct de vedere al mașinii nu-mi doresc nimic. Îmi doresc multe alte lucruri. Material. Materiale, da. Da. Îmi doresc. Mai mult decât el? La vârsta lui. Da. Nu știu. Nu știi. Nu știu. Numai dacă îl sunăm. Crezi că noi ne dorim mai mult decât generația lor? Generațiile se schimbă, totul se schimbă, lumea materială se schimbă. Nu pot să-mi doresc ceea ce își dorea tata. E o chestiune generală care se spune. Mai mult sau mai puțin ne dorim? Nu cred că ne dorim mai mult. Nu? Nu. Eu cred că atât posibilitățile cât și ce îți dorești e mai din belșug acum. Lucrurile care să ți le poți dori sunt mai multe. Da. Eu vreau să te contrazic. Uite, vechii președinți ai țării, adică regii, se duceau în visterie și aveau lingouri de aur. Și? Cum? Păi aveau ei. Visteriile pline, ei. Și aveau acces la ele. Dar ne vorbim de tatăl tău, Pavel. Vorbim de tatăl tău, de tatăl nu, zic că nu cred că diferă. Deci nu cred că epoca noastră diferă din punct de vedere al posibilităților. Că putem noi avea mai mult față de ce au avut ei. Că din punct de vedere material. Nu cred. Că putem avea ceva mai modern, da. Dar aici deja vorbim de două chestiuni. Pentru ei... Tatăl tău câți ani are? 50. 50. Asta înseamnă... S-a născut în 60. Deci în... În 58. Deci are 53. Are ceva. 53. În 50. În 58 s-a născut. Da. Deci înseamnă că a prins ceva și din comunism. Deci s-ar putea să te contrazică când ajunge acasă, poftim. Al meu este născut cam în aceeași perioadă cu al lui, al meu în 59. Și știu că ai mei își doreau ceva foarte normal. Își doreau o casă, își doreau un loc de muncă sigur și își doreau pentru copiii lor la fel, să aibă un viitor sigur. Or, mie mi se pare că consumerismul și tot ce se învârte în jurul nostru astăzi te determină cumva să-ți dorești mai mult. Eu mă uit la frații mei. Dacă laptopurile apar, să zicem, alt model la fiecare 6 luni, cumva îți dorești, ei fiind și băieți, vor să fie la modă cu ultima tehnologie, vor ultimul iPhone apărut, ultimul laptop, încă ei nu se gândesc că la case și alte lucruri, dar vor, ceea ce îți oferă lumea, parcă vrei să fii și în pas cu tehnologia, parcă ai vrea să ai și o casă mai sigur, o casă ta, că acum e foarte greu da. Să ți-o obții. Depinde fiecare ce își dorește. Eu cred că totuși ne dorim mult mai mult pentru că avem o mult mai mare diversitate de lucruri. Dacă până acum, să zicem, era normal ca să-ți toci chestiile la mână pentru a face mâncare, acum îți dorești un robot de bucătărie performant, îți dorești cuptor cu microunde, depinde de fiecare. Dar ne dorim mai mult și pe măsură ce lucrurile se schimbă, ne dorim lucruri mai actuale. Da. Mulțumesc. Puteți, am aici o întrebare undeva mai jos. Ce ne face pe noi să ne dorim atât de mult? Ai zis de consumerism, am zis de materialism.
ce ne face să trăim stilul ăsta de viață? Adică, până la urmă, au fost epoci și mai sunt epoci în care oamenii n-aveau ce să-și dorească prea mult. Dacă nu venea tsunami peste ei, în tot timpul vieții lor, erau norocoși. Cred că goana asta după bani este un cerc vicios. Și totdeauna spunem, voi avea așa și după aia voi fi mulțumit, o să am timp pentru lucrurile cu adevărat importante. Și când obținem lucrul acela, ochii ne sunt atrași de altceva și tot așa alergăm și spunem că după ce vom avea și pe acela ne oprim. Cred că ne dorim atât de mult pentru că, de fapt, în viață nu avem lucrurile cu adevărat importante și atunci alergăm după bani și după lucrurile materiale. Și crezând că ele pot să umple cumva golul lucrurilor care ne lipsesc cu adevărat societății moderne în care trăim. Dar cine e de vină pentru că alergăm atâta? E de vină familia în care am crescut? Sunt de vină colegii mei care vin cu un iPhone nou și îmi doresc și eu să am? E de vină societatea sau diavolul pur și simplu? Că ne place să-i spunem lui, adică să îl punem pe el vinovat de multe lucruri. Cine e de vină? Adică ce ne face pe noi să ne dorim atât de mult și implicit să fim nefericiți că nu avem? Dacă e să ne raportăm exclusiv la țara noastră, nu fac acum teorie de dragul teoriei, o părere personală. Este următoarea. Noi, în România, oamenii aleargă pentru că se chinuie să supraviețuiască. Majoritatea, masa populației, se chinuie să supraviețuiască, spre deosebire de alte țări. Și, într-adevăr, la baza tuturor alergărilor fiecărui individ stă satana, pentru că satana vrea să te desprindă de lucruri, cum zicea și Paula, de lucrurile importante și să te focusezi doar pe lucrurile materiale, dar din nefericire la noi, sau și din nefericire și din fericire, nu cred că românul se stresează foarte mult pentru a deveni bogat. Românul se stresează să ducă un trai decent. Nu putem compara, cum să spun, națiunea română cu cea a germanilor, de exemplu, care știu că au niște asigurări de sănătate, au niște servicii impecabile, au niște salarii. Zicea, am uitat numele tău. Claudia. Claudia. Zicea Claudia de chestiunea cu apariția iPhone-urilor și aș vrea să dau un exemplu. În Germania, la un salariu de 2500 de euro, este foarte simplu să-ți iei un iPhone cu 500 de euro. În România, la un salariu de 500 de euro, să zicem că ai un salariu bunicel de 500 de euro. Dă-mi voie să te contrazic puțin. Adică, bun, eu zic că zici bine dacă te gândești la oamenii care poate sunt de la 50 de ani în sus. Dar cred că cei care sunt tineri sau sunt de vârsta adolescentă și părinții lor au pe la 40 de ani, totuși nu se încadrează chiar în categoria oamenilor care se descurcă foarte greu. E greu, dar nu sunt să fugă după supraviețuire. Pentru că, până la urmă, le dau la copii câte un laptop. Un adolescent nu prea trebuie să se streseze să fugă după supraviețuire până nu-și termină facultatea, până nu... Corect. Oricum, comparând ceea ce a fost în comunism și aducându-ne aminte, cine termina, când ieșeai de pe băncile unei facultăți, aveai un post asigurat. Nu putem compara ceea ce se întâmplă astăzi cu ce s-a întâmplat. Da, atunci nu aveai altele. Lucian, de mult e pregătit. Și foarte interesant cu oameni bogați din Rusia care s-au mutat în zone, să zic, izolate, în condiții primitive de a supraviețui cu familia. Și erau mai multe familii de oameni bogați mutați în pustietate. Pentru că și-au dat seama că au pierdut familiile, și-au pierdut într-un fel copiii, s-au înstrăinat unul de altul. Noi trăim așa ca într-un carusel în care toți aleargă ca nebunii și ne pierdem familiile, nu ne mai cunoaștem copiii, nu mai reușim să relaționăm cu copiii noștri și trăim așa în familie ca niște străini, pentru că nu mai avem timp unul de celălalt. Întrebarea mea este, trebuie să ajungi neapărat un miliardar ca să descoperi asta? Adică, bun,
astea-s poveștile. Trag de, ajung Bill Gates, cel mai bogat, și după aia zic, mă, nu-s fericit. Hai să investesc în Africa, în Asia, să-i ajut pe oamenii. Cum poți să o iei pe scurtătură și să nu dai și să pierzi totul până ce ajungi la concluzia reală? Vrei să zici ceva? Da, mie mi se pare că, poate doar e părerea mea în momentul ăsta, dar mi se pare că ne lăsăm ca duș de val, cum spunea Paula, exact ca și cu fenomenul televizorului. Când ne-am învățat să stăm în fața televizorului și să înghițim efectiv tot ce ni se toarnă. Că e bun, că e rău, că e părerea lui, că e manipulare, că nu e, nu prea stăm să analizăm. Părerea mea e că dacă ne-am opri efectiv din iureșul ăsta și ne-am gândit de ce îmi trebuie mie un iPhone, să zicem, 4, ce fac eu cu ăsta la momentul ăsta, în afară de faptul că vreau să fiu la modă. Dacă ne-am opri și am stat și am analizat care ne sunt prioritățile, ce ne dorim cu adevărat de la viață și încotro ne îndreptăm, fără să ținem cont de publicitate și de toate îndemnurile din jur, ne-am dat seama că astea nu contează foarte mult și ne-am reanalizat prioritățile pe care le avem și ce vrem să devenim și ce vrem să fim, cu cine vrem să ne asemănăm, de fapt. Poate un adolescent să gândească așa? Cred că aici ne revenim la educație. Ce ai vrut să devii, ce ți-ai dorit să ajungi și cum ai fost educat în familie să gândești. Uh-huh. Da. Vreau să completez un pic. Și am vrut să susțin exact aceeași idee, că propriile priorități ne fac să fim materialiști sau nu. Și este un cerc vicios foarte interesant. Oamenii spirituali sau oamenii care vin la biserică sunt atrași de materialism și oamenii din lume care zic că, uite, sunt materialiști, sunt bogați, sunt atrași de spiritualitate, de familie. Da, acum poți să zici că ești atras de ceea ce îți lipsește până la urmă, nu? Da, exact asta vreau să zic, pentru că eu, de exemplu, m-am trezit gândindu-mă și vorbind cu colegii săptămâna asta la serviciu, exact despre chestia asta. Ajungi să muncești 10-11 ore pe zi, îți dai seama că nu mai ai viață personală, nu ai decât un job. Și atunci îți dai seama că prioritățile tale s-au răsturnat, efectiv pentru că te-ai lăsat dus de val. Te-ai lăsat antrenat de cerințele altora, de ce ți s-a dat să faci. Și atunci tu nu ți-ai mai analizat nimic și ai rămas dus de val în direcția greșită. Da. Adi povestea la un moment dat că avea un coleg care făcea muncă voluntară în plus, adică nimeni nu-i zicea să muncească mai mult decât 8 ore sau 9. Și el muncea mai mult și stresa până ce la un moment dat și-a dat seama că e ceva neregulă și o trebuie să fie sfătuit să o lase mai încet, deși nu era într-o firmă neapărat că îi cereau să facă asta, ci el probabil vrea să demonstreze, probabil vrea să... Culmea este că aici uneori ajungem și din principiile pe care le avem în plan spiritual, să fii cap și nu coadă. Eu am ajuns la un moment dat aici din dorința de a fi cea mai bună și de a da tot cea mai bun, numai că era domeniul greșit în care dădeam. Mulțumesc. Pavel vrea să spună. Vreau să discutăm puțin ce înseamnă a conta banul pentru cineva. Cum? Ce înseamnă să conteze banul pentru cineva, că discutăm de bani. Niciodată nu vom putea, noi încercăm să găsim o soluție comună de un punct comun în care oamenii să fie mulțumiți, să se oprească, să ne oprim toți din acest iureș și să ne dăm seama de adevăratele priorități. Vedeți, pentru un om bogat, banul poate să conteze mai mult sau mai puțin. Pentru toți contează banul la un moment dat când este vorba de nevoile primare. Când ai nevoie să-ți cumperi o pâine și pentru mine și pentru omul bogat și pentru omul sărac contează la fel. Dar după aceea încep diferite nivele care se diferențiază pentru indivizi. Pentru Maria Tereza, Maica Tereza n-a contat banul deloc. Întotdeauna noi realizăm că admirăm cel mai mult astfel de oameni care oferă sacrificiu, se sacrifică pentru cei din jurul lor. Și asta cred că este o idee foarte importantă.
Și anume că atunci când nu-ți pui problema banului și nu-ți pui problema faptului că el contează extraordinar de mult pentru tine, ci contează mai mult să faci ceva pentru cei care n-au bani, de exemplu, vei ajunge la cum să zic, un nivel de mulțumire mai ridicat decât acela în care îți câștigi o anumită sumă pe care ai propus-o, de exemplu. Da. Hai să mai pun o întrebare pentru adolescenți, că ei sunt invitații noștri mai importanți în seara asta. Închipuiți-vă că aveți 30 de ani. Care ar fi domeniile în care ați investi mai mult? Și vă dau câteva exemple. Ați încercat să vă cumpărați cât mai multe chestii pentru voi. Ați cheltui pe ieșiri, pe vacanțe drăguțe pe care până atunci poate nu vi le-ați permis. Poate ați investi într-o relație. Adică la 30 de ani zici, mă, în sfârșit trebuie să-mi găsesc pe cineva. Ați participat la cheltuielile familiei, dacă ați fi tot în vechea voastră familie. Ați fi filantropi, adică ați fi mult mai repede Bill Gates. Ați încerca să dați la biserică sau pur și simplu ați zice, hai să economisim pentru vremuri mai grele. Cum credeți că va arăta viața voastră peste 30 de ani, din punct de vedere, nu peste 30 de ani, la 30 de ani, din punctul de vedere al banilor? Ne ajută și cei de aici, adică cei din Timișoara. Nu v-ați gândit niciodată cum va fi viața voastră la 30 de ani, așa? Va fi mult altfel de față de acum. Poftim? Păi, e greu să spui ce să fii la 30 de ani, pentru că chiar dacă faci un lucru care îți place și te gândești acum că ai câștigat bine și îți propui să faci aia, multe lucruri țin de noroc, pentru că sunt foarte, foarte mulți oameni talentați care sunt foarte buni într-un domeniu, numai că totuși Hai să-ți scurtez dilema. Am zis 30 de ani pentru că la 30 de ani deja ai terminat facultatea, ai început școala, ai început munca, ai câțiva ani de muncă, ai început să câștigi mai bine și să zicem că ai un salariu, nu știu ce vrei tu să fii. Ce vrei? Psiholog. Psiholog. Nu o să ai chiar așa mare salariu. Dar să zicem că vei avea un salariu de 1000 de euro. Cam cum îți vei cheltui salariul? Probabil cel mai mult în familie. În familie? În familia ta actuală? Da. De ce gândești așa? Adică de ce te face să zici, probabil în familie voi cheltui mai mult? Pentru că pentru mine familia este un lucru foarte important. Nu știu, e ca un dar de la Dumnezeu. Și ei au fost, nu știu. Hai să încerc să-ți ghicesc puțin în gândire. Te vei gândi așa, păi oamenii ăștia au investit atât de mult în mine, acum e în sfârșit momentul să dau și eu ceva înapoi. Da, și așa, sau să-și prizin, sau am copiii mei. Da, probabil. Asta a încercat să-ți sugereze Luci că vei investi în familia ta. Ceilalți, dacă între timp v-ați gândit cum credeți că vă veți, de pildă băieții care veți avea un salariu de 2500 de euro, cum veți reuși Sperăm să gândiți? Da, domnul, să ajungem la nivelul ăla. Dacă ar fi să ajungem acolo, da, cred că în familie și în biserică, cred că aș mai investi în relația din biserică. Cred că ar investi și acum, dar ca și bani. Nu vă doriți să călătoriți? Ba da, ok, ocazional, cu familia, vacanțe, dar dacă o să am salariu mai, nu pot să călătoresc foarte mult, așa că, nu știu, da, aș vrea. Bine. Și în copiii mei, foarte important. Adică eu am fost la școală, la Mihai Nescu, școala adventistă din București și, da, merită. Nu e școală de stat, e școală particulară și merită să... Eu mai aștept copii acolo.
Deci tu ai începe să economisești pentru copiii tăi să aibă educație mai specială. Bine, hai să ne întoarcem la dorințele astea ale noastre. Credeți că ar fi bine să încercăm să-i lăsăm pe adolescenți li se îndeplinească dorințele? Adică aveți copii de la 12 ani în sus și au tot felul de dorințe. E o metodă bună să le îndeplinești dorința sau e mai bine să o iei așa cu strictul și cu învățatul regulilor și a disciplinei? Vrei să zici ceva? Dați-i un microfon la Adi. Cred că cel mai bine învățăm din experiență. Și eu sunt de principiul că să îi spui, să-i dai câteva variante, să-i spui ce se va întâmpla, dar să-l lași să aleagă și să simtă pe pielea lui alegerile pe care le face. Deci, cred că să dea cu capul și să vadă, cam asta e stilul pe care aș merge eu. Bineînțeles, având în față variantele posibile. Da, stilul. Adică, la un moment dat, când va fi de 2-3 ani, își va dori tricicletă, cum își dorește fiica mea. La 6-7 ani își dorește, nu știu, laptop sau telefon. La 9-10 ani își dorește iPhone. La 14-15 ani își dorește mașina lui. Cum îl ajuți mai mult pe copil? Dându-i, îndeplinindu-i dorințele sau pur și simplu frustrându-l pe undeva? Cred că este și o altă variantă. Care? A face un contract. Trebuie să faci anumite lucruri pentru lucrurile pe care le faci. Poți să primești anumite lucruri. Are Andreea ta 14 ani, să zicem. Și își dorește iPhone 4 sau din vară, se zice că e iPhone 5. Cum ar arăta contractul ăsta? Sunt și eu curios acum, scuzați-mă că deviez. Păi, trebuie să muncească într-un anumit fel. De exemplu, trebuie să facă anumite lucruri în casă, trebuie să ia anumite note la școală. Cred că... Și, bineînțeles, dacă am posibilitatea. Dacă nu am posibilitatea, aș spune din start. Lucrul ăsta poți să-l tai de pe listă, pentru că nu se poate. Uh-huh. Dar dacă se poate, trebuie să faci ceva pentru el. Nu poți să-l primești așa, pur și simplu... Cadou. Da, deci cadou, tu nu dai cadouri orice. Gratuite, doar cu bani. Nu creează sau frustrări. Da. Iarăși. Eu vreau să vă spun, acum am făcut părinții mei, nu știu, nu spun că e bine, că e rău, dar pe mine m-a ajutat. Eu am plecat de acasă, am fost trimisă, mă rog, la școli, în clasa 5-a. Eram destul de fragedă, aveam 10 ani când am plecat de acasă. Și ai mei îmi dădeau în fiecare lună o sumă de bani pentru întreținere și o sumă să am pentru cheltuielile mele. Nu era, vă dați seama, nu era mult, pentru că eram o familie normală, obișnuită, dar... Pe mine, asta, ca, cum spuneți, că la vârsta aia de 10 ani, știi ce-mi doream. Și la un moment dat, aveai tendința, știai că ai bănuție, dacă ți-i strângi, să ajungi să poți să-ți cumperi. Dar pe noi ne responsabiliza chestia asta, adică strângeam o lună, două, trei și apoi îmi ziceam, păi am strâns eu atâta ca să dau pe chestia asta, nu se merită. Și atunci, pe mine m-a ajutat foarte tare și mă ajută și acum, ca om matur, să-mi împart și să-mi gestionez cheltuielile unei familii, cum ar veni, pentru că foarte bine, pentru că pe mine m-au responsabilizat de mică. Nu mi-au spus, nu îți cumpăr aia. Au fost și perioade în care nu se putea și nu ceream. Dar când a fost posibil, mi-au dat câte puțin și mi-au lăsat să-mi împart. Probabil unii copii o să-și cumpere o dată de două ori chestii și apoi să vadă că o să rămână fără. Uh-huh. Și probabil că asta o să învețe o lecție. Se poate ca pe unii să nu învețe, dar în cazul meu a funcționat. Da. Asta mi-aduce aminte de stilul american, probabil ați auzit de el. Ei, 16 ani. În fiecare vacanță, copilul merge la muncă și își câștigă banii de
ce vrea el. Deci americanii sunt mai zgârciți decât doarnicii de noi. Așa. Încă câteva întrebări. Nu văd ceasul, trebuie să ne apropiem de încheiere. Voi sunteți foarte obosiți, probabil. A avea mai mult aduce cu sine și o poziție socială, adică a avea mai mult înseamnă și a fi mai bine privit de ceilalți? Ce ziceți? Nu neapărat, pentru că atunci când ai mai mult, intervin și alte responsabilități și dacă tu nu le îndeplinești, nu vei fi privit mai bine, nu vei înainta în nicio scară, poate doar vor fi câțiva care te vor respecta doar formal și pe la spate vor vorbi de rău de tine și va fi ceva doar de suprafață. Da, deci tu crezi că face o schimbare, a avea mai mult sau nu? Nu, e tot una. Face o schimbare superficială, nu... Dar face schimbare în toate cazurile sau... Nu. În toate cazurile. Ovidiu. Cineva era mai înainte foarte frustrat pe internet că 99% dintre fetele adventiste umblă după băieți cu bani. Adventiste. Și el avea bani. Din frustrare am înțeles că nu prea. Da. Întrebarea ta era, contează, nu? Dacă ai bani și cum ești privit. Da. Eu vă întreb, tot printr-o întrebare, pe cine preferați, pe Irinel Columbeanu sau pe Andrei Pleșu? Sau pe cine preferați, pe Cătălin Botezatu sau pe Dan Puric? Sau pe cine preferați, pe Mark Finley sau pe Sebastian Țărțărău sau pe Bill Gates? Nu știu, zi de ce le întrebi așa. Nu, așa, eu stau și mă gândesc, cam cum privesc, eu am dat niște exemple care... Tu pe cine preferi din dintre exemple pe care le-am dat, îl prefer pe Pleșu, pe Dan Puric și pe Țărțărău, care, din câte știu eu, nu au averi extraordinare. Și nu, cu toții recunoaștem că societatea îi privește mult mai bine decât pe Columbeanu, Botezatu și... Bine, din asta înțelegem că banul, că faptul că ești bogat, nu te avantajează foarte mult în ochii oamenilor. Nu te avantajează cu ce... Florin are acolo. Și Simona, hai să... Eu vreau să-i dau un răspuns lui Pavel. Eu n-aș prefera pe niciunul. Aș prefera poate o combinație între ei. Adică aș prefera o persoană... Cel de pe net nu e ipocrit. Nu e frustrat. Bine, nu chiar... Deci cel de pe net, aș prefera o persoană serioasă și într-adevăr creștină, adică un om care cu adevărat se încrede în Dumnezeu, dar care nu stă toată ziua și zice, lasă că ne ajută Domnul, nu face nimic, mă iubește la maxim, dar el nu face nimic. Și mâine cu ce mă hrănești? Sau cu ce hrănim familia? Se îngăduie Domnul. Eu cred că trebuie găsit un echilibru și în chestiile astea. Corect. Florin. Eu vreau să intru în opoziție cu băieții care au vorbit mai înainte și vreau să spun și din experiență și așa cred că oamenii care sunt cu bani și înstăriți sunt altfel văzuți de toți vecinii, de toți cunoscuții. Numai după mașină te uiți și știi, uite, ăsta e... Numai după casă vezi cum e făcută, cât e de înaltă, cum e făcută, deja știi, bă, uite, ăsta e... Bine, aici e... Eu l-ador pe Sile Cămătaru. Este. Deci vreau să scot în evidență referitor la întrebarea lui Eric dacă oamenii cu bani influențează, dacă ne influențează pe noi sau pe ceilalți. Și răspunsul meu este categoric da. Ne influențează cei care... Așa. Vreau să aduc întrebarea și la o clasă a 10-a. Dacă unul dintre voi e mai bogat, are vreo influență? Adică e altfel privit? Deci Florin zice de vârsta noastră. Noi suntem la vârsta mașinilor, dacă
vecinul meu are BMW, e clar că dacă ne întâlnim pe casa scării, eu trebuie să mă trag spre perete și el să treacă. Poftim! Noi ca și adolescenți gândim oarecum diferit de adulți. Adică noi privim colegii noștri ca pe un coleg, nu contează ceea ce are el sau ceea ce nu are. Eu îl apreciez pe el sau îl admir pentru ceea ce poate, pentru ceea ce știe și pentru ceea ce este el în mod natural, fără bani, fără tot ceea ce material vorbind, ce poate avea. Da, dar de pildă se întâmplă la voi în clasă, la liceu adventist, ca unul să fie invidiat pentru ce are? Da, nu zic, nu cunosc cazuri, dar nici nu pot să bag mâna în foc pentru că nu știu exact. Da. Suntem oameni și putem greși. Ia zic, tu nu ești la liceu adventist. Nu sunt. Așa. Așa. La ce a zis Emma, așa ar trebui să fie, numai că chiar nu este și nu mi se pare mare diferență dintre cazurile la adulți și la adolescenți. Dacă ai mulți bani, colegii vor să fie mai aproape de tine, să vai, are mulți bani, să mă dau bine pe lângă el, poate mă aleg cu ceva. Încearcă să-i câștige respectul. Cât la un om care nu are atât de mulți bani, nu te prea interesează. Adică dacă te place sau nu, nu schimbă cu nimic. Deci ar trebui să fie, cum zice Emma, numai că nu este în multe cazuri. Unde sunt mulți bani, sunt și mulți lingușitori pe lângă aceea. Da, corect. Apropo de ce a zis Andreea, aici intervine diferența între percepția elevilor la diferite licee. Corect. Deci, la voi nu aveți problema asta, e bine. Noi la liceele noastre avem problema asta. Așa, hai să ne îndreptăm spre încheiere. Un ultim punct înainte de concluzii. La un moment dat se discută despre ce înseamnă să fii un om credincios. Un om credincios e mai degrabă sărac sau mai degrabă bogat? Nu are a face cu starea materială. Important e ce faci cu banii care ai sau cum te porți dacă nu ai bani. Găsim exemple în Biblie de oameni bogați, credincioși, care l-au iubit pe Dumnezeu și i-au ajutat pe ceilalți. Putem să ne gândim la Avram sau la Iov, care avea foarte mulți bani, era respectat de cei din jur, care era tată pentru orfan și pentru văduvă o ajuta și pe... Chiar te spunea că nu era simțea alături de cei din nevoi, deși avea foarte mulți bani și mă gândesc că nu asta clasifică o persoană dacă e credincioasă sau nu, starea materială. Știi că la catolici există așa numita sărăcie voluntară și mai ales călugării iau votul ăsta. Da, adevărul e că atunci când nu ai multe bunuri, nici nu prea ai de ce să-ți lași inima atrasă și lipită și ți-e mai ușor să te îndrepți spre Dumnezeu când ce lucruri din jurul tău nu te atrag și nu ai lucruri la care să ții dacă ești persoană care ține la lucrurile materiale. Am vorbit cu un prieten care a venit dintr-o țară unde avea tot ce-i trebuie, într-o țară unde avea strictul necesar. Și el mi-a spus că, să știi că eu m-am legat mai mult de Dumnezeu aici în sărăcie, când aveam doar strictul necesar, față de țara mea unde aveam tot ce doream. Și voi îl știți pe Omar, el a mărturisit lucrul acesta și cred că uneori bunurile materiale te pot îndepărta de Dumnezeu. Da. Ok. Hai să punem întrebarea așa. Care credeți că ar fi principiile unui creștin față de bani, față de materialism, față de consumerism, față de pur și simplu societatea asta în care trăim și în care unii sunt învățați să muncească foarte mult, alții sunt învățați să... ceea ce câștigă să investească în ei. Care credeți că sunt acele principii pe care un tânăr de vârsta voastră sau de vârsta adolescenței, cei care nu suntem atât de tineri,
ar trebui să le aplice atunci când vrea să se ghideze în problema asta. Corina a tăcut toată. Ei nu-i place să vorbească, așa că... Tu, ce, la o oră de dirigenție, te întreabă tinerii, doamna dirigintă, domnișoara dirigintă, ce părere aveți, care ar trebui să fie principiile în domeniul material după care să mă ghidez? Cred că aș spune ideea unui text care... Merge? Cred că le spune ideea unui text care e în Biblie. Să-și dorească, spune David, cred, Doamne, nu-mi da prea puțin ca să trebuiască să-mi cerșesc pâinea, dar nu-mi da nici prea mult ca în bogăție să te uit. Uh-huh. Drăguț. Altcineva, ce sfat ar da? Apropo de întrebarea lui Ovi, de ce fug fetele după bărbații cu bani? Nu cred că toată lumea își dorește să aibă o grămadă de bani, dar își dorește siguranță. Își dorește, asta e perspectiva mea în momentul ăsta, își dorește să știe că ziua de mâine nu îi va fi asigurată și nu va suferi neajunsuri. Și m-a făcut să mă gândesc dacă câteodată încrederea noastră în Dumnezeu nu cumva șchiopătează undeva. Pentru că încercăm să ne luăm frâiele în mână și te gândești, jobul ăsta pe care l-am e bun, dar dacă peste 3 ani, să spunem, spre perspectiva HP-ului, mută în China sau în India, eu ce fac? Să mă specializez, să fac, să mai fac training-uri, să mă duc, să mă zbat, să fac. Și uiți că totuși Dumnezeu este Cel care conduce viața ta, că tu ți-ai încredințat viața în mâna lui Dumnezeu și că L-ai rugat să ți-o conducă după voia Lui. Și uneori uităm lucrul ăsta și ne luăm frâiele și ne zbatem și în zbaterea asta uităm ce e important și uităm familia și ne uităm prietenii și ne trezim bolnavi, singuri și apoi ne întoarcem din nou la Dumnezeu. Pentru că, cum se spunea mai devreme, în vremurile de restriște, Dumnezeu parcă e mai aproape. Și câteodată stau și mă gândesc și dai seama că trebuie să te oprești înainte de a ajunge acolo, bolnav, singur și... Da. Adică eu spunea cineva, nu mi-aduc aminte cine, că dacă îți alegi un job, mă rog, un job, să faci ceea ce îți place, este ca și cum nu ai lucrat nicio zi în viața ta. Da. Și eu dacă aș fi să o iau de la capăt, așa. Și oricum am cotit-o puțin în direcția aia, dacă aș fi să dau sfatul unui adolescent, aș fi să se roage foarte mult să vadă care e planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Și apoi, din punct de vedere financiar, să se gândească bine și să ceară sfatul unui om în care are încredere, un părinte, un profesor, un om pe care îl admiră. Să nu ia decizii sub impulsul unor presiuni. Dă la medicină, de exemplu, cum mi s-a spunea mie, pentru că se câștigă bani din medicină. Dă acolo pentru că se fac bani. Pentru că o să faci chestia aia un moment dat, împins de presiunea părinților, împins de presiunea profesorilor, nu se știe de ce, și apoi o să-ți dai seama că nu era ceea ce tu îți doreai, nu era ceea ce Dumnezeu ți-a dat ție ca și talent în partea aceea, tu te dezvolți într-o direcție pentru care uneori nici nu ești foarte dotat și știu caz concret în direcția asta, care a luat-o pe direcție pentru că așa a fost, să îi îndemnat, s-a trezit. Da, și într-o zi o să mă opereze pe mine, da, și o să fie jale. Și o să încep să ai regrete, să încep să ai frustrări și frustrările se revarsă în relația cu Dumnezeu, se revarsă în familie, se revarsă, totul are consecințe pe termen lung. Da. Și dacă ar fi să dau un sfat unui adolescent, ar fi să se roage foarte mult, să ceară sfatul unor oameni care l-ar îndrepta pe direcția cea bună, să analizeze mai multe posibilități și să-și facă un fel de plan pe care apoi să-l urmeze. Dar să țină cont de talentele pe care Dumnezeu i le-a dat, să nu și le neglijeze, și să facă ceva ce își dorește. Pentru că începem din nimic, dar făcând ceea ce ne place, facem din tot sufletul și ne simțim și împliniți și la un moment dat o să avem și atât cât ne trebuie. Dumnezeu spune că pâinea și apa nu ne va lipsi. Și eu chiar cred că dacă mergi în direcția pe care Dumnezeu te îndreaptă, totul va fi bine și nu o să ai nici suferințe din punct de vedere material și nu o să fii nici
cu credința slăbită și celălalt. Am și eu o părere personală. Biserica lui Dumnezeu are nevoie de banii noștri. Noi o susținem financiar. Și Dumnezeu dorește ca nouă să ne ofere bani pentru ca să putem susține biserica. Da. Pentru asta noi trebuie să fim buni administratori, în primul rând, și să învățăm să facem niște alegeri cu cap. Eu nu cred că Dumnezeu așteaptă de la noi ca toți să fim asistenți voluntari. El se așteaptă să lucrăm într-un domeniu, să ne căutăm un domeniu în care să primim și ceva bani. Pentru ca noi să putem susține lucrarea. Da, mulțumesc. Poftim? Eu cred că Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri și nici biserica nu are nevoie de banii noștri. Ci biserica are nevoie de noi consacrați. Și cunosc atâtea experiențe când oameni adventiști au sponsorizat mult de tot lucrarea lui Dumnezeu. Da. Deci Dumnezeu poate influența un banchier foarte bogat să... Bine, eu acum să intru și eu în polemică cu amândoi. Cred că Dumnezeu nu o să îi îndemne pe unii de afară să dea pentru biserică atâta timp cât eu aș putea să fac ceva, aș putea să mă implic, dar nu o fac. Dumnezeu nu are, e cel mai bogat, dar atunci când e vorba între mine și El, El așteaptă ca să fac tot posibilul. Poftim, Florin. Referitor la ideea cum să mă feresc de materialism, principiul care l-am învățat eu până acum este următor. Banii care îi câștig, primul lucru să dau zecimea lui Dumnezeu ca o recunoaștere a grijii Lui. În al doilea rând, în nevoile familiei și în al treilea rând, a ajuta pe cei săraci sau nevoile bisericii. Dacă mai rămân bani pe lângă aceasta... Poți să te duci fiecare în Tenerife. Cum vrea. Așa, am ultima întrebare. Ce să facem cu dorințele de mai mult? Dacă ești nemulțumit că n-ai casă, că n-ai mașină, că n-ai una și alta. Adi are răspunsul și cu asta încheiem. Am auzit când Vlad a schimbat caseta, deci am depășit o oră. Spune tu prima dată. Și Pavel, a dispune ultimul. Vreau să spun un fel de concluzie, așa, că totuși subiectul este bani, dacă sunt ochiul dracului sau nu sunt. Eu asta cred. Și depinde cum îi folosești. Crezi? Eu spun cum îi folosești, contează. Deci dacă îi folosești în scopuri negative, îs. Dacă îi folosești în scopuri pozitive, nu-s. Da. Deci... Acolo unde spune, adică vorba aceasta vine din idee. Îi folosești în scopuri pozitive, ei nu-s. Păi da, că s-au dus cum i-am folosit în scopuri negative. Poftim, al doua concluzie. Și tot e subiectul pe internet, că tot spune cineva cu nu știu ce, cu bani, că fetele sunt nu știu ce cu bani și pe sora, nu știu cum o cheamă, Claudia, a spus că fetele acum se gândesc să aibă, deci vor băieți cu bani ca să aibă un pentru viitor. Dar de unde o să știe ele că o să se căsătorească cu băiatul ăla și peste 20 de ani o să aibă un viitor asigurat sau nu? Nu mă înțelege greșit, eu nu am zis chestia asta. Eu am zis că referitor la întrebarea aia, dar siguranța nu constă, siguranță. Nu constă în bani siguranța, din punctul meu de vedere. Nu, n-am zis că constă în bani, dar constă răspunsul la întrebarea ta este așa, dacă o fată vede un băiat că n-are bani, ce șanse are ca într-o zi să aibă bani? Păi dacă deci lucrează, clar că are, trebuie dacă ca nu, prietenul să fie unul cu bani. Și apoi dacă se căsătorește sau nu cu el, vom vedea cât de bună este ea la acaparat băieții cu bani. Așa. Pavel. Nu, eu la sfârșit. Încă gândesc. Încă gândești. Poftim. Întrebarea era ce să faci cu dorințele de mai mult? Ca oameni, cam în orice domeniu, noi încercăm să ne comparăm cu ceilalți. Și, în general, noi când ne dorim ceva, ne uităm cei cu care lucrez eu sau colegii mei de clasă, cam la ce nivel sunt. Și, în general, ne dorim să fim ca cei care sunt mai sus. Cred că este bine să ne comparăm cu cei care sunt mai jos decât noi. Și cred că asta ne va aduce mulțumire la adresa lui Dumnezeu, că avem cu ce trăi, avem ce mânca, avem ce îmbrăca și
trăind în felul ăsta, ne modelăm viața și devenim oameni mulțumiți. Și mulțumirea, în general, aduce fericirea. Cred că asta este marea noastră problemă a oamenilor. Ne comparăm totdeauna cu cei care sunt mai sus ca noi. Și asta ne face nefericiți. Da. Umbla la un moment dat pe internet, probabil știți, PowerPoint cred că era, unde spunea 80% din populație n-are apă curentă, din populația lumii. 95% n-are computer și așa mai departe. Mie îmi place PowerPoint-ul respectiv, îmi dau seama cam unde sunt eu față de ceilalți. Că de obicei zic, tocmai eu din toată scara n-am BMW-ul cum are vecinul. Și atunci, poftim, ți-ai fabricat răspunsul? Da. Uneori aveam o idee, de fapt, de când eram mic și mă gândeam că discutăm unele subiecte când, de fapt, noi știm răspunsul. Adică punem întrebări, stăm, ne adunăm și ne punem întrebări unele altora și știm răspunsul. Bine, dacă nu le-am pune, am suspendat discursul și asta este frumusețea socializării în biserică. Nu, no, răspunsul meu la asta este alta. Cred că unele subiecte, chiar dacă știm răspunsul, îl uităm, pentru că nu ne mai gândim la... Știu, știu. Eu ziceam așa, nu era un aspect critic. Da, era un deci chiar mă bucur așa. Că ne putem bucura de, ne bucurăm împreună de aceste seri. Dar vreau să întăresc ideea lui Adi și anume că totul ține de educație. Adică educația noastră personală, nu cum ne educă. Autoeducație. La o anumită vârstă, când ajungi deja matur, nu mai ține de educația părinților. Iisus Hristos ne-a dat o educație și e oarecum logic. Dacă niciunde în Biblie nu scrie Iisus Hristos luptați să faceți cât mai mulți bani, să produceți cât mai mult, luptați și veți fi mulțumit. Dacă întotdeauna Iisus Hristos arată în jos la cel sărac, e logic ce trebuie să faci. Știm ce trebuie să facem. Dacă întotdeauna Iisus Hristos spune din banii pe care vrei să-i faci, ajută-l pe cel sărac, nu te du în 7 excursii pe an în, nu știu, în Dubai, că zice cineva din spate. Pentru fiecare bănuț cheltuit, eu cred că o să dăm socoteală. Sunt ferm convins că modul în care ne cheltuim banii, mă gândesc la mine personal, că de multe ori când cheltuiesc banii nu raționez. Și pur și simplu, fiecare bănuț cheltuit poate fi un păcat. Nu neapărat că treci pe stradă, nu trebuie să ajungi la conflicte interioare de acest gen. Ți-ai luat o înghețată și te uiți la ăla că nu are pâine și zici, vai, arunc înghețata și, Doamne, iartă-mă, o să iau pâine toată viața la omul ăsta, să nu mai mustre conștiința. Nu, dar fiecare om are un feeling personal vis-a-vis de propria persoană, cât, nu știu, cât își dorește sau cât își poate permite el, din punct de vedere al conștiinței, să facă cu banii pe care îi câștigă. Da. Mulțumesc. Era o temă la un moment dat, se spunea așa, încearcă să te gândești cam cât costă tot ce ai la tine. Și te gândești, ai un costum, costă cam 4-5 milioane, ai o cămașă, ai poate un telefon și întrebarea era cam ce ai putea cumpăra pentru un african cu ce ai pe tine. Și, mă, normal, poți cumpăra câteva lucruri. Cum? Cred că o casă. O casă întreagă. Ați seama dacă vinde Vlad camera. Da, cred că pe undeva e normal să-ți dorești mai mult și e bine. Deci, până la urmă, societatea omenească s-a dezvoltat prin a-ți dori mai mult și mai bine. E rău atunci când dorința asta îți acaparează atât de mult viața, încât lucrurile mai importante nu au loc să se dezvolte. Vă mulțumesc că v-ați prelungit oboseala și cu această oră. Vă doresc ca în acest sabat să vă bucurați aici la Betania și să vă doriți să veniți înapoi cu domnișoara dirigintă la fiecare trimestru sau cel puțin. Bine, vă mulțumesc mult, mulțumesc și celor care s-au uitat pe internet la noi
Sperăm ca vinerea viitoare să ne întâlnim cu un nou subiect, tot atât de incitant cum a fost cel din seara asta. Noapte bună și un sabat frumos!